21 decembrie 2014. Președintele Traian Băsescu își încheie cei 10 ani de mandat. Este momentul bilanțului. Ce a însemnat deceniul Traian Băsescu? Nu vrem să facem o radiografie a unui singur personaj, ci o analiză a unei epoci care a dus în față o serie de obsesii publice noi, de structuri instituționale noi, care a modificat legislația și peisajul politic. Unele schimbări l-au pe Traian Băsescu în centru, altele privesc elitele influențate direct de proiectul prezidențial. Vă invit în ora care urmează la o investigație despre transformările prin care a trecut România în ultima decadă. Faptul că finalul epocii Băsescu coincide cu aniversarea 25 de ani de tranziție face acest moment și mai semnificativ. Inițial, Traian Băsescu a fost președintele României în una dintre cele mai prospere perioade postcomuniste, urmat apoi de un dezastru economic și social. Cele două mandate ale sale sunt separate de criza declanșată în 2009. Cu toate acestea, tema cu care și-a început primul mandat, reformarea în sens neoliberal a statului, a rămas o constantă pentru președintele Traian Băsescu. Austeritatea ca răspuns la criză a fost totodată pusă la lucru pentru a continua demantelarea statului. Statul, nu capitalul, săracii și asistații, nu băncile, au devenit țapii spășitori pentru criză și principalele ei victime. Anticorupția a livrat austeritate suplimentară pentru spațiul ex-comunist sub oblăduirea atentă a Fondului Monetar Internațional, a Băncii Centrale Europene și a Uniunii Europene, după ce anterior anticomunismul fusese la rândul bun la toate, să lupte cu trecutul tulbure, dar și să privatizeze cam tot ce mai rămăsese de stat, căci statul este comunist. Traian Băsescu a câștigat două mandate, a supraviețuit la două referendumuri de suspendare, a trecut printr-o criză a ostaticilor și printr-una financiară globală, a trebuit să înfrunte o opoziție parlamentară de peste 70%, a intrat în război cu mai toată scena politică și s-a despărțit de fostul său partid și a văzut cum Adrian Năstase, Sorin Ovidiu Vântu, Dan Voiculescu și alți oponenți s-au dus la pușcărie. La final de mandat apare mai viu ca niciodată. Din acest punct de vedere, în mod obiectiv, Traian Băsescu a fost greu de ucis politic. Traian Băsescu este un personaj controversat pe un suport al turnurii pe care a luat-o postcomunismul românesc în ultimul deceniu. Traian Băsescu este din 2004 până în prezent președintele României, ales din partea Alianței Dreptate și Adevăr, reales în 2009 din partea Partidului Democrat Liberal. Anterior, din iunie 2000 până în decembrie 2004, a fost primar general al municipiului București, ales din partea Partidului Democrat. În 2001 a câștigat în cursul alegerilor interne președinția Partidului Democrat, înlocuindu-l pe Petre Roman. A fost copreședintele Alianței Dreptate și Adevăr, formată din PNL și PD în 2003. În urma retragerii lui Teodor Stolojan de la PNL din cursă, Traian Băsescu a devenit candidatul Alianței Dreptate și Adevăr pentru președinția României. La alegerile prezidențiale din 2009 a fost reales președinte al țării noastre pentru un mandat de 5 ani, învingându-l pe Mircea Joană din partea PSD. La 1 ianuarie 2007, în timpul mandatului său de președinte, România aderă la Uniunea Europeană. Tinerețea și cariera lui Traian Băsescu încep pe meleagurile Constanței, locul nașterii sale. Traian Băsescu s-a născut la data de 4 noiembrie 1951 în casa familiei din Basarabi, regiunea Constanța, fiind moșit de cele două bunici. Mama sa, Elena, s-a născut în anul 1929 și a copilărit alături de 8 frați în Basarabi. Tatăl său, Dumitru Băsescu, s-a născut în anul 1925 și era originar din satul Poduhagiului, comuna Gorban, Iași, de profesie muncitor, selectat de Partidul Comunist Român pentru a absolvi o școală militară. Dumitru Băsescu a terminat în anul 1949 cursurile școlii de ofițeri de la Sibiu, unde a fost coleg cu Victor Stănculescu și Vasile Milea, avansați în timpul regimului comunist la gradul de general, cu funcții cheie în guvernul Constantin Dăscălescu. Tatăl și mama lui Traian Băsescu s-au cunoscut după ce tânărul ofițer Băsescu a fost repartizat în anul 1949 la regimentul 18 de tancuri din Basarabi. În anul 1953 s-a născut Mircea Băsescu, fratele lui Traian Băsescu. În anul 1957
7, Dumitru Băsescu, în urma unei avansări, a fost transferat la o unitate militară din Iași. La Iași, Traian Băsescu a terminat școala primară, iar primul an de gimnaziu l-a urmat la Liceul Costache Negruții. În anul 1963, familia Băsescu se mută la Bacău datorită detașării tatălui său, colonel de armată, la o unitate din oraș. Acolo, Traian Băsescu a fost elev al școlii numărul 5, Școala Generală Alexandru cel Bun, și al Liceului Lucrețiu Pătrășcanu, în prezent Colegiul Național Gheorghe Vrânceanu. Traian Băsescu a absolvit în anul 1976 Institutul de Marină Mircea cel Bătrân din Constanța, Facultatea de Navigație, Secția Comercială. S-a căsătorit cu Maria Băsescu, cu care are două fete, Ioana, născută în 1977, și Elena, născută în 1980. În anul 1995 a absolvit cursurile avansate în industria transportului maritim ale Academiei Norvegiene, ca bursier al acestui stat. Tatăl său, Dumitru Băsescu, a decedat în anul 2002, în urma unei afecțiuni cardiace, iar mama sa, Elena Băsescu, în anul 2010. Traian Băsescu și-a început activitatea politică încă din regimul comunist, fiind membru al Partidului Comunist Român. El este de înțeles că revoluția din decembrie 89 l-a prins pe val, astfel că după căderea regimului, Traian Băsescu a început să ocupe diferite funcții politice, urcând ușor în ierarhia politicii românești. Dragii mei, sunteți printre aceia care m-ați votat de 3 ori până acum. În 2000, în 2004, din nou la primăria capitalei și în 2004 să fiu președintele românilor. Cu siguranță vom avea ocazia să ne întâlnim la vot pentru a patra oară! Între anii 1981 și 1987, Traian Băsescu a fost comandant de navă în cadrul flotei comerciale a Republicii Socialiste România. A fost membru al Partidului Comunist Român. După căderea comunismului, a declarat că s-a înscris în PCR doar pentru a putea face carieră în marina comercială. În perioada 1984-1987, Traian Băsescu a fost comandantul petrolierului Biruința. Începând cu anul 1987, a făcut parte din reprezentanța Navrom la Anvers. În anul 1989, Traian Băsescu a devenit director general al Inspectoratului pentru Navigație Civilă în cadrul Ministerului Transporturilor în cabinetul Dăscălescu, funcție pe care a îndeplinit-o până la Revoluția din 22 decembrie 1989. În primul guvern de după decembrie 1989, guvernul Petre Roman I a ocupat funcția de subsecretar de stat în Ministerul Transporturilor. A fost numit în funcția de ministru al transporturilor în guvernele Petre Roman II, în perioada 30 aprilie-16 octombrie 1991 și guvernul Teodor Stolojan, în perioada 16 octombrie 1991-19 noiembrie 1992. A făcut parte din Consiliul de Administrație al firmei Astra Vagoane Călătorii Arad pentru o perioadă în 1992. La alegerile legislative din 1992, Traian Băsescu a fost ales deputat de Vaslui din partea FSN. În cadrul Parlamentului a deținut funcția de vicepreședinte al Comisiei de Industrie și Servicii a Camerei Deputaților, pe durata întregului mandat. În anul 1996 a fost director coordonator al campaniei electorale a lui Petre Roman, candidatul Partidului Democrat la președinția țării. Deși Petre Roman nu a intrat nici în turul al doilea, în urma victoriei lui Emil Constantinescu asupra lui Ion Iliescu, PDSR a pierdut puterea și s-a format o coaliție între CDR, PD și PNL. Astfel, Traian Băsescu, care la alegerile parlamentare simultane câștigase și un mandat de deputat pentru PD în Vaslui, a fost numit din nou ministru al transporturilor, de data aceasta în guvernul Victor Ciorbea, pentru perioada 12 decembrie 1996-11 februarie 1998. A fost ministrul transporturilor și în guvernele Radu Vasile, 17 aprilie 1998-22 decembrie 1999 și în guvernul Muguri Sărescu, 22 decembrie 1999-26 iunie 2000. În iunie 2000, Traian Băsescu a participat din partea Partidului Democrat la alegerile pentru primăria municipiului București, câștigând mandatul de primar general pe care l-a deținut până în decembrie 2004. După ce fusese președinte al organizației partidului,
Partidului Democrat al municipiului București pentru perioada 2000-2001, în mai 2001 a câștigat președinția Partidului Democrat, înfrângându-l în cadrul Congresului pe Petre Roman. Mandatul de primar general a coincis cu guvernarea Adrian Năstase. Stilul combativ al lui Traian Băsescu și desele conflicte cu majoritatea de stânga din Consiliul General al municipiului București, crescându-i notorietatea la nivel național. Pe măsură ce se contura o candidatură a lui Adrian Năstase la prezidențialele din 2004, Ion Iliescu nu mai avea dreptul să candideze din nou, Partidul Democrat și Partidul Național Liberal, care reprezentau opoziția din Parlament, au decis să formeze o alianță electorală. Astfel, în 2003, devin copreședinți ai Alianței Da, Dreptate și Adevăr, președinții celor două partide, urmând ca Teodor Stolojan să candideze pentru președinția țării, iar Traian Băsescu să fie numit premier. Din cauze neelucidate complet până astăzi, este anunțată într-o conferință de presă retragerea lui Teodor Stolojan, care este înlocuit de liberalul Călin Popescu-Tăriceanu în PNL și la copreședinția Alianței Da. Călin Popescu-Tăriceanu nu va fi însă și candidatul Alianței Da la președinția țării. Poziție ce a fost ocupată imediat de Traian Băsescu. Până la România lucrului bine făcut, a lui Klaus Iohannis, am trăit bine. Duminică pot spune atât de mult, e ziua când puterea e la tine, iar lor le este frică de tine, pentru că au sufletul greu și mâinile mânjite până la coate. Mint cu sondaje și fluturași otrăviți ca să te descurajeze și să nu mai crezi în puterea ta. Nu te lăsa așa ușor. Du-te și votează. Și convinge și pe-i tăi. Oricât ar vrea ei să fure la numărătoare, suntem mai mulți. Votează da pentru tine și ai tăi, ca să trăiți bine. Să trăiți bine, așa și-a început Traian Băsescu prima zi de mandat. Acesta fiind și sloganul cu care i-a convins pe românii care l-au votat. Mafia! 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 Bine vă reprezentați! La alegerile prezidențiale din decembrie 2004, Traian Băsescu a reușit să îl învingă pe Adrian Năstase în al doilea tur de scrutin, după ce în primul s-a clasat pe a doua poziție. Fix în urmă cu 10 ani, pe 21 decembrie 2004, Traian Băsescu a depus jurământul în fața camerelor reunite ale Parlamentului României. La sfârșitul anului 2004, după alegerile parlamentare, Traian Băsescu l-a numit pe Călin Popescu-Tăriceanu prim-ministrul României, după ce a fost constituită majoritatea parlamentară prin cooptarea Partidului Umanist Român la guvernare. Tăriceanu a fost primul din cei patru premieri ai lui Traian Băsescu. La câteva luni după instalarea guvernului Tăriceanu, președintele Traian Băsescu, datorită majorității fragile a coaliției în Parlament, i-a cerut premierului Tăriceanu să demisioneze în vederea provocării alegerilor parlamentare anticipate pentru a se putea forma o majoritate confortabilă necesară trecerii proiectelor de lege pentru aderarea la Uniunea Europeană. Deși inițial premierul acceptă un astfel de plan, la scurt timp hotărăște și declară că o astfel de decizie ar conduce la o instabilitate administrativo-politică indezirabilă în contextul aderării la Uniunea Europeană. În aceste condiții apar primele disensiuni în interiorul coaliției guvernamentale formate din Alianța Dreptate și Adevăr, PC și UDMR. Se formează două tabere, una care susține acțiunile președintelui, iar alta care acuză din ce în ce mai puternic implicarea președintelui în viața politică și în activitatea guvernului, dincolo de limitele impuse funcției de Constituția României. La aceasta se adaugă doctrina declarată a lui Traian Băsescu de a fi un președinte jucător care nu asistă pasiv la derularea afacerilor politice, ci intervine activ în procesele politice. Traian Băsescu a acționat în diverse moduri care au stârnit nemulțumiri în rândul unora dintre actorii politici, mai puțin în rândurile partidului condus până la funcția de președinte de Traian Băsescu, Partidul Democrat. La 2 ani după ce câștigă alegerile, Traian Băsescu se confruntă cu prima suspendare. Pe data de 18 ianuarie 2007, Partidul Social Democrat a inițiat o acțiune pentru suspendarea președintelui Băsescu pentru încălcări ale Constituției. În avizul din 5 aprilie 2007, Curtea Constituțională s-a exprimat împotriva suspendării, argumentând că faptele incriminate nu au încălcat Constituția,
propunerea de suspendare din funcția domnului Traian Băsescu, președintele României, inițiată de 182 de deputați și senatori, prezentată în ședința comună a Camerei Deputaților și a Senatului pe 28 februarie 2007 și înaintată Curții Constituționale pe 21 martie 2007, se referă la acte și fapte de încălcare a Constituției săvârșite în exercițiul mandatului, care însă, prin conținutul și consecințele lor, nu pot fi calificate drept grave, de natură să determine suspendarea din funcția președintelui României, în sensul prevederilor articolelor din Constituție, se arată în decizia CCR de atunci. Cu toate acestea, în ședința comună din 19 aprilie 2007, Parlamentul a votat pentru suspendarea lui Băsescu, cu 322 de voturi pentru, 108 împotrivă și 10 abțineri. Suspendarea a devenit efectivă în 20 aprilie 2007, după ce Curtea Constituțională a luat act de decizia Parlamentului României. După cum știți, astăzi Curtea Constituțională a validat hotărârea Parlamentului. Așa că tot astăzi începe și interimatul domnului Văcăroiu. Ca urmare a referendumului din 19 mai 2007, suspendarea președintelui a încetat, acesta fiind reconfirmat cu un scor de 74,48% din cei prezenți la vot, conform rezultatelor oficiale furnizate atunci de BEC. Prezența la referendumul pentru demiterea președintelui României a fost atunci de 44,45%. Circa 1000 de oameni s-au adunat în acea zi seara, după anunțarea rezultatelor la referendum, în piața Universității din București, pentru a-l aclama pe Traian Băsescu. De țara. Semnificația votului de astăzi este că românii, indiferent de partid, vor vot uninominal, românii, indiferent de partid, vor revizuirea Constituției, românii, indiferent de partid, vor legea lustrației, românii, indiferent de partid, vor o educație care să dea șanse tinerei generații, vor un sistem de sănătate sănătos și nu bolnav, românii, indiferent de partid, își iubesc interesele lor și le susțin, le respectă și cer oamenilor politici să le respecte prioritățile. Îmi permit să apreciez că votul de astăzi este obligatoriu pentru toate partidele politice. Este obligatoriu cu atât mai mult cu cât dacă privesc în propria lor simpatie din partea românilor cele cinci partide. Cele cinci partide din coaliția antiprezidențială trebuie să constate că s-au desprins de aspirațiile poporului român. Ei nu mai pot continua așa, iar votul dumneavoastră de astăzi este cea mai puternică confirmare a faptului că românii vor altceva decât ce le oferă partidele. România oligarhilor este o Românie pe care nu mai vrea nimeni. În afară de ei, nici un român nu și-o mai dorește. Ori ei sunt prea puțini pentru a impune la 22 de milioane cum să arate România viitorului. Voi vreți ceea ce vreau și eu, o Românie cu instituții la dispoziția cetățeanului, o Românie cu politicieni care să lucreze pentru români și nu pentru oligarhi, o Românie în care politicienii să se considere servitori ai poporului care i-a ales. Aceasta era România lui Traian Băsescu în 2007. După remanierea din 2007, guvernul Tăriceanu a rămas până la încheierea mandatului său în minoritate, fiind sprijinit în Parlament de Partidul Social Democrat.
Alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2008 le-au precedat pe cele prezidențiale cu un an, întrucât în urma modificării din 2003 a legii fundamentale, mandatul prezidențial durează 5 ani față de cei 4 ani ai mandatului legislativ. În urma acestui scrutin, desfășurat în premieră după un sistem de vot majoritar cu elemente de realizare a proporționalității, numit eronat vot uninominal, PDL și PSD au obținut scoruri electorale similare. A fost nominalizat inițial Teodor Stolojan pentru formarea guvernului, însă acesta a renunțat după o zi la mandat. Traian Băsescu l-a numit pe Emil Boc prim-ministru al României după ce a fost constituită majoritatea parlamentară printr-o alianță de guvernare între PDL și PSD, convenită în urma semnării Parteneriatului pentru România. Pe data de 2 octombrie 2009, Traian Băsescu l-a destituit din funcția de ministru pe Dan Nica de la PSD, ceea ce a provocat reacția promptă a socialdemocraților, demisia în bloc a tuturor membrilor guvernului desemnați de PSD. În urma demiterii guvernului Boc de către Parlament, prin moțiune de cenzură pe 13 octombrie, Traian Băsescu l-a desemnat pe Lucian Croitoru în funcția de prim-ministru. Pe data de 6 noiembrie 2009, Traian Băsescu l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe Liviu Negoiță, de la PD inițial, PDL ulterior, după ce Parlamentul nu a validat guvernul format de Lucian Croitoru. A urmat alegerile prezidențiale din 2009. Traian Băsescu a fost reales președinte al României pentru un nou mandat de 5 ani, învingându-l pe Mircea Joană. Traian Băsescu a câștigat alegerile prezidențiale cu un scor de 50,33%, în timp ce Mircea Joană a obținut și el 49,66%. Vreau să rezum rezultatul acestor alegeri. Am învins! Am învins la fel ca și în 2004. Vă asigur că la ora 19 sondajele corecte arătau că l-am depășit pe Mircea Joană. Câștigarea acestor alegeri se datorează în primul rând românilor. Peste 5 milioane de români au avut opțiunea clară pentru drumul spre modernizarea României. Un drum care este necesar pentru ca românii să ajungă peste un timp la prosperitate. Nu avem altă variantă decât programul propus de mine, pe care prin votul lor românii și l-au asumat. Și pe data de 22 noiembrie, când au votat pentru reformarea clasei politice românești, iar astăzi, cu majoritate, au votat pentru acela care ei consideră că poate să realizeze modernizarea României. Le mulțumesc tuturor românilor care au votat Traian Băsescu! Dragii mei, în momentele următoare veți vedea probabil diverse manipulări pe televiziunile care de 3 ani încearcă să manipuleze. Vă asigur că și de această dată, ca și în 2004, puteți avea deplină încredere în ce vă spun. Am câștigat! Marea mea rugăminte la dumneavoastră este ca în intervalul de la ora 21 și până când
se va termina numărătoarea voturilor, electoratul meu să fie liniștit și convins că numărătoarea voturilor nu poate fi fraudată. Nu poate fi, pentru că la Biroul Electoral Central este o echipă de oameni care trebuie să dea un rezultat corect și ei nu sunt implicați în procese de manipulare ca trustul domnului Vântu sau trustul domnului Voiculescu. Se pare că decisivă pentru victoria lui Traian Băsescu a fost confruntarea finală cu Mircea Joană. Vizita acestuia la Sorin Ovidiu Vântu în preziua dezbaterii electorale finale, vizită care l-a transformat pe Joană din învingător în perdant, este un episod încă învăluit în mister. Pozele care îl arătau pe Mircea Joană intrând în reședința lui Vântu au fost publicate de Academia Cațavencu săptămânal, care la vremea aceea făcea parte din trustul de presă a lui Sorin Ovidiu Vântu. Nici mie nu-mi place domnul Vântu, așa cum se pare că nu vă mai place nici dumneavoastră. Nici azi noapte nu v-a plăcut? Și în condițiile în domnul care... Domnul Joană, vă rog, nici azi noapte nu v-a plăcut întâlnirea cu domnul Vântu? Dar în condițiile acestea... Azi noapte când a aflat că e arestat domnul Popa Nicolae, cel cu FNI-ul, nu v-a plăcut? Nu știu ce se întâmplă cu domnul Popa Nicolae. V-a chemat în urgență? Domnul Băsescu. V-a chemat în urgență? Pe domnul Joană, domnule Traian Băsescu, vă rog, este o rubrică cu întrebare și răspuns. Cred că okay. Domnul Mircea Joană a înțeles întrebarea. Vă rog, domnule Joană, răspunsul. Deci azi noapte v-a plăcut întâlnirea? Vă rog, am avut aseară o întâlnire cu domnul Vântu. Azi noapte, da? Da. Vă rog, liniște. Așa cum ați avut, eu am văzut-o pe vă rog, domnule Traian Băsescu. Așa cum ați avut dumneavoastră zeci de întâlniri cu acest domn în anii în care erați apropiați. Domnul Joană. Și hai să și hai să lăsăm puțin rezonat. Veți avea la dispoziție de asemenea. Și cred că a fost un lucru decent, da, pentru că m-a sunat m-a sunat după ce într-un interviu într-o gazetă de sport, i-am spus că este malefic și ușor turbulent. Și v-ați dus la dânsul acasă să se explicați că ați greșit. O discuție, vă rog, domnule, despre ceea ce reprezintă o relație corectă între doi oameni. La dânsul acasă. La dumneavoastră acasă și la dânsul acasă, de câte ori ați băut whisky cu domnul Vântu în anii precedenți? Niciodată. Cu cubul sau fără cubul? Niciodată. Vreți să sunăm pe domnul Vântu de câte ori v-ați întâlnit cu domnia sa? Vă rog. Haideți să facem o legătură cu domnia sa. Vă rog. Când s-a întâmplat asta? Este în legătură, ieri. Este în legătură chemarea pe care v-a făcut-o domnul Vântu azi noapte. Aceasta este a doua întrebare. Cu arestarea lui Popa Nicolae. Domnule Băsescu. Considerăm o a doua întrebare. Domnule Băsescu. Domnule Traian Băsescu, considerăm... Aceasta este a doua întrebare. Vă rog, domnule Joană. O uriașă minciună. Și este penibil din partea unui candidat la președinția României să facă astfel de aluzii. Domnul Joană, sunteți disperat și veniți acum, cu minciuni sfruntate, domnule Băsescu. Domnul Joană, nu știu cine este Popa, nu știu ce se întâmplă cu oamenii ăștia, nu mai inventați și nu mai creați false discuții. Nu mi-ați răspuns la întrebare, ați fost azi noapte... La Sorin Ovidiu Vântu. Că da, nu e nicio discuție, nu cunosc niciun Popa, dumneavoastră îi cunoașteți pe toți cei care au probleme cu aceste chestiuni. Vă cheamă și vă duceți, domnul Joană. Domnul Băsescu. Mă îndrept către concluzia. Eu mă îndrept către concluzia pe care vreau să sunteți disperat în această campanie. Nu, fiți liniștit. Nu eu sunt cel disperat. După câștigarea alegerilor, Traian Băsescu depune jurământul pe 21 decembrie 2009 în fața camerelor reunite ale Parlamentului României. Următorul gest care va rămâne în istorie din perioada președinției lui Traian Băsescu este atacul acestuia la adresa casei regale. În iunie 2011, Traian Băsescu lansează cel mai dur atac de până acum la adresa ultimului monarh al României. Catalogându-l pe regele Mihai drept trădător al interesului național, Traian Băsescu a trecut la o acuzație și mai explicită, declarând despre fostul conducător al regatului că a fost slugă la ruși. În preajma comemorării anexării Basarabiei de către Uniunea Sovietică în 1940, Băsescu a făcut afirmații despre fostul șef de stat al României din perioada celui de-al doilea război mondial, regele Mihai I, sugerând că abdicarea acestuia din 1947 ar fi fost un act de trădare a interesului național al României și că regele ar fi avut ca șef al statului partea sa de responsabilitate pentru holocaustul împotriva evreilor și romilor. Tot continuăm să considerăm că abdicarea regelui a fost un mare act patriotic. Nu, a fost un act de trădare
a interesului național al României, abdicarea. Din partea regelui? Din partea regelui. Ăsta e punctul meu de vedere. Declarația a provocat un mare scandal public, scandal ce i-a adus lui Băsescu foarte multe critici, delimitându-se de el chiar membrii ai Partidului Democrat Liberal, precum Toader Paleologu. Numeroși istorici și cercetători ai perioadei l-au contrazis, explicând contextul mai larg al abdicării forțate și sugerând că atitudinea casei regale în ansamblu și a regelui în particular față de evrei și Holocaust este mai bine exemplificată prin cea a reginei Mama Elena, care prin insistențe a salvat zeci de mii de vieți. Afirmațiile lui Băsescu intrau în conflict chiar cu raportul Tismăneanu, pe baza căruia Traian Băsescu însuși condamnase în decembrie 2006 în Parlamentul României regimul comunist. Casa Regală nu a comentat atunci declarațiile lui Traian Băsescu. Pe 6 mai 2010, după un an și jumătate de la instalarea guvernului Boc II, președintele a convocat o conferință de presă. Criza mondială începută în 2008 încă nu se încheiase și era resimțită foarte puternic și în țara noastră. După întâlniri cu delegațiile Fondului Monetar Internațional, ale Uniunii Europene și ale Băncii Mondiale, cu guvernul, cu partidele care îl susțineau și cu BNR, Traian Băsescu a hotărât să fie el cel care anunță măsurile de austeritate, printre care tăierea salariilor bugetarilor cu 25%. Dacă unii dintre colaboratorii lui și chiar dintre analiști cred că gestul de a anunța chiar el măsurile a fost unul normal în condițiile în care avea mai mare autoritate decât premierul, alții spun că această asumare a fost o greșeală de comunicare politică și că trebuia sacrificat Emil Boc. După ce reducerea pensiilor anunțată tot de Băsescu a fost respinsă de Curtea Constituțională, guvernul a hotărât creșterea taxei pe valoare adăugată de la 19 la 24%. Momentul tăierilor bugetare a accelerat scăderea în popularitatea președintelui până la punctul cel mai de jos al acesteia, în 2012. În 2011 a luat ființă Uniunea Social-Liberală, USL-ul, o alianță între PSD și PNL, care era în mod deschis anti-Băsescu. Bunăstarea promisă prin să trăiți bine se evapora, iar populația era din ce în ce mai mult de acord cu mesajele Antenei 3, care îl prezenta ca principal vinovat pentru sărăcia de după criză. Un alt episod pe care își lasă amprenta Traian Băsescu l-a reprezentat protestele din ianuarie 2012, iscate de Traian Băsescu și care au dus de fapt la căderea guvernului Boc. Pe 9 ianuarie 2012, Traian Băsescu a intervenit telefonic într-o emisiune la un post TV, în care era prezent doctorul și secretarul de stat în Ministerul Sănătății Raed Arafat, o personalitate foarte populară și respectată pentru întemeierea serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare, așa zisul SMURD, pe care Traian Băsescu îl decorase anterior. Președintele, vizibil iritat, l-a atacat pe Arafat pentru opoziția la proiectul unei legi noi a sănătății, proiect susținut de guvern și de președinte. Efectele publice ale acestei intervenții au fost protestele violente din piața universității, în cadrul cărora manifestanții s-au solidarizat cu Arafat, neimplicat de altfel, și s-au strigat sloganuri pentru demisia lui Băsescu și a lui Boc. Pe 6 februarie a fost anunțată demisia guvernului Emil Boc. Simultan cu demisia guvernului condusă de Emil Boc, erodat puternic de anii precedenți de guvernare, a fost anunțată încredințarea mandatului de premier istoricului și diplomatului Mihai Răzvan Ungureanu, care, după demisia din funcția de ministru de externe din guvernul lui Călin Popescu Tăriceanu, fusese numit de Băsescu director al Serviciului de Informații Externe. Au fost exprimate în presă rezerve și critici în legătură cu atribuirea puterii executive către un fost șef de servicii secrete, insinuându-se că Traian Băsescu ar folosi serviciile de informații și spionaj în scop politic. În urma demiterii guvernului lui Mihai Răzvan Ungureanu, Traian Băsescu a strânit uimire nominalizându-l pe președintele PSD Victor Ponta să formeze un nou guvern, deși declarase în prealabil că nu îl va numi niciodată pe Ponta premier. În contextul scăderii popularității președintelui Traian Băsescu și a partidului în care provine, Partidul Democrat Liberal, în vara anului 2012, mai mulți parlamentari din acest partid trec de partea opoziției și în cele din urmă Parlamentul votează la 3 iulie 2012 revocarea din funcție a președinților celor două camere, ambii susținători ai lui Traian Băsescu. Astfel devine tot mai clară intenția majorității parlamentare de a iniția procesul de suspendare a sa din funcția de președinte. Astfel că Traian Băsescu
avea să se confrunte cu a doua suspendare. La data de 6 iulie 2012, Camerele Reunite ale Parlamentului României au votat prin vot secret cu bile suspendarea președintelui Traian Băsescu. Un număr de 256 de parlamentari au votat în favoarea suspendării. Am conștiința împăcată că mi-am făcut datoria față de țara mea, față de poporul meu. O zi bună! Și acum doar o mică observație care depinde de votul dumneavoastră. Eu sunt la Cotroceni, aștept eventual decizia Curții Constituționale care să stabilească președintele interimar pentru a preda mandatul. Dar dacă nu veți avea o astfel de decizie datorită votului, tot puteți să mă căutați, domnule Antonescu. Pentru că vă las aici o foaie pe care să vă scrieți de pe acum ce ați promis. Demisia, dacă eu voi câștiga referendumul. Un referendum popular prin care populația s-a pronunțat pro sau contra suspendării lui Traian Băsescu a avut loc la data de 29 iulie 2012. Din numărul total al cetățenilor cu drept de vot, s-au prezentat atunci la urne 46,24%. 87,52% dintre cei care s-au prezentat au votat da, fiind în favoarea suspendării președintelui Traian Băsescu. Mai puțin. Deci aș vrea să confirm încă o dată cele spuse la ora 23. Biroul Electoral Central a confirmat neatingerea pragului pentru validarea referendumului. Asta înseamnă că românii au ales. Au ales pentru o Românie constituțională care își dorește un drum în Uniunea Europeană consolidat. Pe 21 august 2012, Curtea Constituțională a invalidat referendumul cu 6 voturi contra, 3, pe motiv că referendumul nu a întrunit cuvorumul necesar. Pe 28 august 2012, președintele Traian Băsescu s-a întors la Palatul Cotroceni pentru a-și continua mandatul. După revenirea la Cotroceni, Băsescu a evitat să facă declarații până la începutul campaniei electorale pentru alegerile din 9 decembrie 2012. În ultima perioadă a campaniei, Băsescu a făcut declarații dese, avertizând în mod repetat Uniunea Social-Liberală să nu îl implice în campania electorală, pentru că în acest caz ar fi avut să intervină pentru a se apăra. Rezultatele exipolurilor din 9 decembrie, care indicau un procent de peste 55% pentru USL și maxim 18% pentru Alianța România Dreaptă, din care făcea parte și Partidul Democrat Liberal, partidul din care provine Băsescu, au redus puternic probabilitatea ca PDL să poată forma următorul guvern. În cadrul unei întâlniri informale, ținută inițial secretă, care a avut loc pe 12 decembrie, în prezența lui Victor Ponta, Crin Antonescu și Liviu Dragnea, Ponta și Băsescu semnează un document intitulat Acord de colaborare instituțională, în care erau stabilite liniile directoare ale coabitării politice dintre cei doi, menite păstrării stabilității țării și asigurării unui climat funcțional, bunei guvernări și asigurării încrederii piețelor internaționale. Documentul a fost făcut public după o săptămână, pe 19 decembrie 2012. După un 2012 în care Băsescu a părut să-i recucerească pe unii dintre susținătorii care se îndepărtaseră, aparițiile în media i s-au rărit, iar popularitatea a început să crească ușor, mai ales pe fondul greșelilor adversarilor, menținându-se în jur de 20% în 2013-2014. La sfârșitul lui 2013, USL a încercat să treacă prin Parlament câteva legi care au produs scandal atât la București cât și reacții internaționale.
În Marțea Neagră, parlamentarii majoritari au încercat să impună o lege a amnistiei și grațierii, o lege a lobby-ului și modificării ale codului penal. Cu o opoziție parlamentară neputincioasă, președintele a jucat rolul de opoziție și a spus chiar că încercarea nereușită de faultare a democrației ar fi motiv de dizolvare a Parlamentului. În ultima perioadă, Băsescu a apărut un actor politic destul de singuratic în comparație cu anii de început. În martie 2013, după ce Elena Udrea, susținută de Traian Băsescu, a pierdut președinția PDL în fața lui Blaga, Băsescu a postat un film pe Facebook în care spunea că se desparte de PDL. Adio PD, adio PDL. Continuitatea politicii lui Băsescu era în pericol, neavând o formă de organizare. Fundația Mișcarea Populară a fost lansată pe 26 martie 2013, iar la scurt timp apare și Partidul Mișcarea Populară, partid în ale cărui rânduri este așteptat să intre odată cu predarea ștafetei la Palatul Cotroceni. Exact 10 ani a condus România Traian Băsescu, din 21 decembrie 2004 până în 21 decembrie 2014. Astăzi, Traian Băsescu a apărut relaxat în ultimele săptămâni ale mandatului, chiar dacă s-a implicat în campania în special ca să lupte contra lui Ponta și a PSD-ului. A spus că se va înscrie în PMP pe 22 decembrie, că va avea acolo un birou și că de-abia așteaptă să-și reia viața de om liber. A mai spus că va cere cetățenia Republicii Moldova, ar putea căuta un job cu profil înalt într-o instituție internațională sau ar putea să-și caute liniștea în familie. Dar, dacă va vrea un loc în politică, cu siguranță i-ar plăcea un rol de organizator al opoziției de dreapta și cu siguranță nu se va opri din lucrul la proiectul de unire cu Moldova. Pe de altă parte, victoria lui Iohannis, cu un stil de a face politică profund diferit de a lui Traian Băsescu, reconfigurează neașteptat scena politică. Traian Băsescu, împreună cu cele două creații politice ale sale perfect opuse, Elena Udrea și Monica Macovei, deși au pus un număr în câștigarea alegerilor de către Klaus Iohannis, s-ar putea vedea depășiți. Noul PNL este în avânt, iar acolo sunt oameni cu care probabil nu va putea lucra niciodată, pentru că au fost prea mult timp în tabere adverse. PMP este mult prea mic pentru a emite vreo pretenție de guvernare, iar Traian Băsescu și Elena Udrea se văd pentru următorii ani împreună pe o bărcuță de hârtie, dar Traian Băsescu este specialist în reinventare și a mai câștigat alegeri din poziția de al treilea favorit. E greu de crezut că ultimul lui cuvânt în politica românească va fi spus pe 21 decembrie 2014. Pe cine și din ce poziție va ataca pe viitor rămâne de văzut. Având în vedere istoria lui politică, adversari se vor găsi cu siguranță.